What? Voi când pui mea ați apărut, mă? Marș la tine acasă, tu! V-am lăsat orfani. Plecați de aici. Da, nu știu de ce. Ok, pare rău pentru chestia aia. Da, raton, ești imbecil. Și în primul și primul rând, da, sunt un imbecil pentru că jocul ăsta trebuie un pic mai încet, bro. Sunt un imbecil, știu. N-am făcut live de ziua copilului. Sunt un incompetent. De ce? What the fuck? Ok, bro. Raton, ești imbecil. De ce nu ai făcut live de ziua copilului? Asta este cea mai bună întrebare. Ei bine, am și o explicație. N-am reușit să fac live, bro. Am fost foarte ocupat. Sincer să fiu, pentru o secundă. Mă, dacă drept de-o plecat. Sincer să fiu, am jucat pe PC Minecraft. M-am jucat pe PC Minecraft și, bro, și am găsit un shader și chestii și m-am jucat cu Darius și cu Pitiful, dar mă rog, asta nu contează. Îmi pare rău, am zis că o să fac live, dar mâine vom face live, o să mă revanșez de ziua copilului. Cel mai probabil așa cred, pentru că putem să spunem că, pentru că 2 iunie este lângă 1 iunie, deci într-un fel, 1 iunie și da, așa sunt frați, mă rog, anyway, da, nu știu dacă o să mai apară episoade de pe calculator, cel mai probabil nu o să mai apară, ignorați-mi skin-ul, că nu am skin-ul meu, pentru că am instalat o nouă versiune de Minecraft care este buguită, literalmente, și nu are canghele, vreau canghele, tu! Și da, a ieșit și un pre-release nou. Ne apropiem de 1.17, apropo, deși cred că am zis în episodul anterior. Bun. Îmi pare foarte rău, dar măcar uite că aveți un episod de ziua copilului. Bun. Deci, data trecută am făcut chestia asta. În primul și primul rând să-i zicem scuze lui Darius Bader că i-am împrumutat, nu furat, i-am împrumutat Netherite-ul pentru a face chestii de-astea. Și da, este destul de mișto. Mi-am place destul de mult. N-am mai jucat pe această hartă de foarte, 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 foarte mult timp. Episodul pe care l-ați văzut acum ceva timp, nu mai știu când, cred că acum câteva zile. Apropo, încep să scad din abonați. Și știu și de ce, oricum, dar las. Ai, dacă vrei, da. Mi s-a blocat Minecraft-ul. Hello? What? Mi-a dat crash Minecraft-ul! N-am mai văzut așa ceva de foarte mult timp să-mi dea crash Minecraft-ul când filmez. Apoi când joc cu shader, frate, îmi dă crash cât de cât. Bine, am și bine, eu joc off-camera joc cu shader, dar sincer să fiu, m-am plictisit de shader-ul de pe Bedrock Edition și am găsit unul Poșa Edition pe calculatorul ăla pe care da, am filmat episod. Și și știu de ce se mișcă atât de lag, pentru că nu am upgradat nu știu ce. Că nu am upgradat și sunt un imbecil. Adevărul e că sunt un imbecil. Pot să-mi editez caracterul dacă nu intrăm până apoi pe lume și stăm cu skin-ul ăsta de răpănat și stupid. Da, pare nu pot. Trebuie acolo ce new skin sau nu știu ce. Bun, intrăm pe lume. Și parcă și vezi că tot ce am făcut, practic am spart nu știu ce, așa, s-a dus. Dar nu știu de unde au apărut acele capre. Pur și simplu când am intrat pe lume, de fapt când am ieșit pe lume, acum ceva timp, când am ieșit pe lume nu era nicio capră, bro. Nu era nicio capră, bro. Și dintr-o dată apare o capră. What? Apare o familie, da? Mă rog, aia e. Oh, ok. A început să plouă. Pă bune, bro, a început să plouă. Ploie cu, nu știu, cu... Bro, alo? Hello? Nu spune că iar mi-a dat crash. Bro!
What? What? Bro! Bro, eu acum nu fost mai apăs pe nimica! Hello? Bro! Bro, nu te cred! Nu mă mai mișc deloc. Îmi iau papagalul. Unde este? Nu mai e acolo. What? Mai țineți minte când m-am spawnat aici și papagalul era acolo și acum a venit aici? Jocul ăsta e plin de buguri. Bro, nu ieși din casă până nu dorm, ok? Aia! Aia! Cred că o fac ca un psihopat. Nu ieși din casă până nu se termină ploaia, ok? Cred că e ploaie cu fulgere, dacă nu mă înșel. Bro, apropo, să vă mai arăt ce am mai făcut of... Deși, sincer să fiu, cred că știți că am un ternocop cu Silk Touch, da. Hei! Dăm turnocopul, așa. Trebuie să-i punem mending și să-l facem și de netherite. Într-o bună zi, dar acea zi nu va fi azi. Bun. Ce am vrut să vedeți 6 minute de episod în care n-am făcut absolut nimica. Este ploaie cu fulgere. Mor cu jocul ăsta. E ploaie cu fulgere, tu! E, nu vedeți norii cum sunt? Sunt cam mai negri, așa. E ploaie cu fulgere, bro. Poate de la stările, deși... What, că stările n-au nicio legătură. Bun, plecăm de aici. Deci, ce vreau să facem noi astăzi? Ei bine, este să mergem aici. Vă întrebați de ce? Ei bine, o să facem ce? Apropo, din greșeală, cineva a șters harta de hardcore. De să supraviețuim cât... Nu mai știu câte zile am zis. Bine, gen... Bro! Cineva o șters-o. N-am fost eu ăla. Vă zic sincer că nu am fost eu. Oricum și așa nu cred că vă pasă de seria aia. Pentru că... Am început să scad din abonați. Pentru că... Cred că... Darkman mi-a zis că... Pe comunitate. Că nu fac live de ziua copilului. Bro. Dacă ați fi fost în locul meu, voi făceați live? Bro, eu n-aveam cum să fac live. Deci, v-am zis la începutul episodului că nu am cum să fac live pentru că am fost, m-am jucat și eu Minecraft. Și sincer să fiu... Vă zic încă o dată, îmi pare rău, dar mâine mă voi revanșa, ok? Eu astăzi postez episodul, dacă nu pot... E, tu șapa mătii! Deci unde... What? Bro! What are you doing here? Ce villager-ul e aici? Bro, plouă! Știți ce e aia? Ploaie! Putem să mergem jurnei să le culcăm. Bro, până acum ce v-am să fac în episodul ăsta, reușeam să fac. Adică îl terminam. Ok, sunt împit. S-a terminat ploaia, în sfârșit. Thank you very much. În sfârșit s-a terminat ploaia. Da, deci v-am spus, îmi pare foarte rău că n-am făcut, dar... da, îmi pare extrem de rău. Dar, na, n-am cum să, n-am avut cum să fac. Bun! Deci mi-am cerut scuze. Eu nu zic asta la mișto. Eu chiar, sincer să... Plus că am făcut de un episod. Știți că am postat mapa aia cu Herobrine, nu știu ce. Mi s-a părut mie, sincer, să fiu foarte stupidă. Dar, și da, a fost chiar stupidă. Tu scandi el așa, dormirea mai... De unde puii mei și puii creeperilor vin ăștia, bro? De unde ați apărut? Bro, eu cred că harta asta e bântuită.
Vă zic și de ce... Lol, ce... am lag. Bro, vă zic și de ce? Zici că harta se e bântuită. Da, Aerobrine, de cine? Bro, zici că harta asta e bugoită. Nu bântuită, nu buguită. Bro, zici că e bântuită. Deci... De ce faci așa? What the fuck, man? Why? De ce faci așa? Ok, nu știu ce are Minecraft-ul azi, dar... Uite, bro, look at this, look at this shit. What? Bro, eu nu fac așa, că nu sunt doar nebun. Adică de ce s-o fac? Bun, avem nevoie și de glowstone, deci aici, în episodul 20, o să facem ce am vrut aici. Nu știu ce episod este ăsta. Ce să fiu, cred că e episodul cu numărul 19. Dacă episodul numărul 19, este foarte bine. Sincer să vă zic, pentru că ca și cum în episodul viitor o să facem ce am vrut să fac. Bun. Așa. Acum asta o să scoatem de aceea. Deci am putea să facem, uite, așa. Să facem, uite, așa. Și să facem aici. Deci aici vreau să fac o cameră mare. Mersi că pot să fac torțe, pentru că chiar aici era foarte întuneric. Dar, da, vă mai zic încă o dată, îmi pare foarte rău și nu știu de unde apar creeper ăștia. Mă rog. Vă mai spun încă o dată, îmi pare rău că nu am putut să fac live de ziua copilului, dar adică astăzi, n-am putut să fac pentru că chiar v-am zis. Bun. Am început să mai am început să pierd, gen din abonați. Eu v-am zis, dacă nu vă mai plac clipurile mele, puteți vă dezabonați oricând. Aparent s-a întâmplat chestia asta, boys. Aparent s-a întâmplat. Oh, fuck. Ok, nu-i tocmai bine ceea ce s-a întâmplat în momentul de față. Ce e aici, bro? Oh, my God. Oh, my God, bro. De ce am făcut-o fix aici? Deși oricum o să... Nu o să facem atât de mare pentru că vreau să facem camera abonaților. Adică gen peretele abonaților. Sau camera abonaților. Chiar nu cred că are legătură cum o numim. Dar da, vreau să fac camera abonaților. Știu că nu e ceva mare, dar din episodul 20 o să începem să facem o să punem. Și da, dați-mi sugestii ce să mai facem pe seria asta, că sincer să fiu cam plictisit de ea. Și nu știu ce o să mai facem, nu știu ce o să mai facem pe lumea asta. Dar da, o să fac eu mai frumos cu ăsta, deși mai bine aș face eu acum, sincer să vă zic. Dar da. Dar da. Bun. Sincer să fiu, am zis că hai bă, o să fac un live, fuck. Când am venit acasă, am zis, bă, să fac live sau să nu fac live. După aia, internetul meu incompetent m-a păcălit. Bă, da, vă zic imediat după. Bă, da, parcă vinurile astea, parcă sunt un pic mai verzi. Nu? Sau sunt eu prost? Și chiar, mă rog. Ok, posibil că sunt schimbate. Ok. Posibil că sunt schimbate. Da. Și ce am vrut să... despre ce vorbeam? Da. Nu mergea internetul. Am scos internetul din priză, l-am băgat înapoi. Mergea după aia. Bro, internetul meu mă schemuiește. Nu înțeleg de ce mă plimb pe aici. Că am luat stone-ul de care aveam nevoie. Bro, internetul meu mă schemuiește. Literalmente, nu glumesc. Mă schemuiește. Și vă dați seama că dacă vine un creeper, deci țin minte că... Deci fiți atenți. Atât de mult îmi plăcea să fac YouTube. Pot să vă și spun. Pentru că eu literalmente, când nu făceam YouTube, adică înainte să mă reapuc, practic, știți ce făceam eu? Eu îmi imaginam că făceam videouri pe YouTube. Gen, bro, eu imaginam cum făceam și eu vorbeam.
Eu vorbeam ca și cum că salutare, am avut și chestii. Like, bro, eu chiar făceam chestia asta. Eu nu glumesc. Deci atât de mult îmi plăcea să fac YouTube. Și am zis că, bă, trebuie să mă reapuc. Trebuie să fac cumva să mă reapuc și mă uite că m-am reapucat. Dar, cred că, nu știu, nu mai sunt susținut, abonați noi nu mai am. Dar, mă rog, aia e, soarta, nu înțeleg de ce, dar posibil că știu eu de ce. Dar, da, pentru că m-am lăsat de YouTube atunci, pentru că eram obligat. Și dacă aia care așa nu mă obligau, încă mai eram posibil susținut. Da, mai am nevoie de stau, minunat. Deci, da. La mulți ani, la ziua copilului, măcar bine că postez măcar un episod de ziua copilului, bro, pentru că, da, nu știu prima, nu știu ce a fost cu lagul ăla și cu chestiile alea, dar nu știu, chiar nu știu, bro. Apropo, am uitat la ultimul meu video, dacă mai țineți minte, ultimul meu video de pe canal. Nu mai știu la ce minut a apărut un Steve. Era un Steve pe un copac. Like, what? Bro, ăla era un Steve. Țineți minte data trecută că noi... asta o să lăsăm așa, apropo, pentru că... Din păcate nu avem ce să facem, pentru că e podeaua de sus. Bro! Nu știu cum, dar am observat, uite, vedeți, este podeaua de sus și nu putem să spargem altfel. Nu putem să lăsăm aici altfel. Am văzut acolo un Steve pe un copac. La sfârșitul parcă episodului, undeva pe la sfârșit, nu știu, eu pur și simplu am văzut un Steve undeva. Chiar mi-a fost, bro, a fost atât de scary încât, nu știu... Bro, când am văzut, m-am și speriat, bro, adică, oh my god, cine e ăla, Herobrine? Holy shit! Ok. Bă, o să mai înfrumățesc eu, când, nu știu, dar ce mai probabil în episodul viitor o să punem abonați pe perete. Deci dacă vreți să fiți pe perete, abonați-vă. Rupeți clopotul, sunați-l și după aia Raton cred că se lasă de YouTube, dar mă rog. Nu știu. În vară, hai să vă povestesc. În vară, bă, mai bine hai să fac și eu niște chestii, că am zis că gata, ăsta e final de episod. Nu, hai să facem un episod ăsta un pic mai lung, ca să știți și vă ce am făcut eu când, așa, când nu făceam YouTube. Și eu, gen, nu făceam în mintea mea. Bă, eu cred că mai am episoade filmate. Deși, sincer, să fiu chiar... Bă, să mor eu, de jur că n-a aport ceva aici sau era prostia asta. Holy shit, bro. Mi-e foarte frică să mai joc și pe mapă, vă zic sincer. Da. Ceea ce ziceam, ok, am lag, ce ziceam, mie chiar îmi place să fac YouTube, chiar îmi plăcea și literalmente făceam într-un fel că, nu știu, și acum fac același lucru, adică gen, eu practic făceam YouTube, dar gen în mintea mea. Adică tot vorbeam, salutare, mă bun, eu astăzi nu știu ce și așa. Și nu știu, bro, dar chestia asta a fost super, super ciudată. Vremea asta a fost super ciudată. Dar, da. Da, deci, da. Apăsați butonul de like, subscribe și share dacă vreți să mai facem episoade, dar nu cred, mă rog. Și aia e. Așa că... Asta e final de episod. Pa!